Astăzi, mehedințeanul Cristian Bușoi a participat în calitate de președinte al Comisiei de Cercetare din Parlamentul European la o dezbatere online alături de autoritățile din Israel pe tema vaccinării împotriva COVID-19. Invitația a fost inițiată de către președintele delegației EU-Israel și a secretarului general al Partidului Popular European, Antonio Lopez. În cadrul acestei dezbateri s-a amintit despre Uniunea Europeană care a investit sume fără precedent în cercetare pentru descoperirea tratamentelor și vaccinurilor împotriva coronavirusului. Un al doilea aspect amintit în dezbatere a fost centralizarea vaccinurilor care să fie distribuite în toate țările din Uniunea Europeană. Cristian Bușoi afirmă că autoritățile din Israel reprezintă un model pozitiv pentru campania de imunizare împotriva COVID-19, începând cu organizarea întregului proces de combatere a virusului până la strategia de informare și câștigarea încrederii populației.